Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM. Medium Rare la Europa FM. Invitatul meu de astăzi este o doamnă care mi-a gătit de ziua mea în ultimii doi ani. <laughs> <De> greșeală. <laughs> Și nu lucrează la niciunul dintre restaurantele pe care le frecventez. Bună ziua, Andreea Esca. Bună ziua, Adi Hădean. Și iartă-mă pentru ce am făcut doi <laughs> ani la rând. <laughs> nu, știi, au fost comestibile... Să știi că au fost foarte bine. Da? Da, anul trecut a fost tartă Da, Très bon. Da, și anul ăsta ce ți-am făcut, făcut... Da, făcut? Tarta cu praz. Da, mi-ai făcut tarta cu praz. De unde știi tu rețetele astea, Andreea? Le știu de unde. Fii atentă, tarta ta... Uite, știam că o să mă întreb tu ceva de rețete, așa da. că am venit pregătită. Ai venit? Uite, am o... Hai pe să, de... le... să pe... le spunem ascultătorilor exact. noștri să caute neapărat pe, pe europafm.ro acest <laughs> interviu filmat ca să și vadă ce facem noi aici. Da, deci tarta ta fac după o rețetă pe care am găsit-o în pachetul <laughs> cu, cum să-i zic ăstea, cratița pe care am cumpărat-o special cratiță. pentru tarta ta. Uite, stai să-l arătăm către camera așa. Deci, deci plăcnicul ți-a ți cumpărat o cratiță cu manual de utilizare care conținea și o rețetă. Exact! Pe exact, care o și fac. Pe care o și fac și iese foarte bună. Așa că am scăpat să mai caut altă rețetă și iese, iese, ok, zic eu. Și tarta cu praz o fac tot, dintr -o, tot după o rețetă. Am primit o carte acum mulți ani, realizată de niște franțuzoice talentate care într-adevăr gătesc serios, nu așa ca mine. E sunt cele de la concursul de gătit? Da, unele sunt de la concursul de gătit, nu mai aduce aminte că am luat locul 2. Uh, și... Locul 2 e bine, nu am luat locul 2 niciodată. Da, știu. Da, ai dreptate, da, îți mulțumesc mult pentru că am luat locul 2, uh, puteam să iau locul 5, ceea ce o, o chiar, vorbim chiar și ar fi fost astea. groaznic. Uh, deși știi cum e? Dacă mm. nu e locul întâi, mai bine lei le pe ultimul. Uh, dar nu despre asta vorbim acum, vorbim despre... Nu, nu înțeleg această filozofie. Da, vorbim despre tarta cu praz. Fac o tarta cu praz și chimen care, pe care am învățat-o dintr-o cărticică, realizată de aceste aici pentru asociația, Asociația Valentina. Le-au vândut să adune bani pentru niște copii din niște familii defavorizate și s-au gândit că ar fi, ar fi util o, o carte de rețete. Sunt scrise și în română și în franceză. Eu am primit-o acum câțiva ani, ți-am spus, cu această ocazie, dar pot să spun că de atunci, uite, uite în ce hal este, stai să le arătăm și asta. Uite, ca să vezi cât de ruptă e pagina cu tarta de pras, pentru că este singura rețetă pe care am făcut-o din această carte cu multe pagini. Eu zic că dacă din fiecare carte cu rețete care îți ajunge în mână faci măcar o rețetă, da. ești campion. Da. Și uite, mai am o supă cremă de dovleac scrisă de Alexia. Nu știu de unde Alexia am luat și fi pe ca asta. Ta. Da, Alexia, fica mea. Și mai am și o șocolat. Alexia face cel mai bun o șocolat, dar încerc și eu să ajung la performanța ei. Bravo. Da. Cineva trebuie să gătească și Ah, chiar, mi-a venit o idee. Ce faci în decembrie? Uh, vrei să mă vezi să fac o zonac. Poate. Poate da. te adun cu cele tale și mergem să gătim pentru niște oameni. Am putea să facem asta, da? Am putea? E, decembrie e o lună foarte lungă și foarte frumoasă. Da. Și... Ce vrei să-ți gătească? Nu contează, nu, nu ceva nu. bun. Dar e important, ceva bun de muncat. Da. Că, uite, facem. Mai, mai schimbăm o experiență și mai bucurăm niște oameni. Da, hai să notăm hai. că am zis asta. Azi. Hai, hai. Dan. Ce mai gătești în afară de aceste patru rețete? Cartofi prăjiți cu ouă ochiuri și ieri am fost absolut surprinsă că l-am întrebat pe colegul meu de la Sport, Vadim Văjeu, dacă lui nu e dor de cartofi prăjiți cu ouă ochiuri deasupra și el mi-a spus că n am mâncat niciodată. Și nu am, pot eu, să cred asta. Da, așa. nici eu. I-am spus, Vadim, dar tu din ce țară ești? De unde vii? Noi abia acum ne-am dat seama că tu ești poate nu știu, vreun suedez care a aterizat pe aici. Și mi-a spus, da, nu, chiar n-am mâncat niciodată. Am mâncat și ochiuri și cartof prăjiți, dar niciodată combinați. Și am făcut un test, pentru că eram absolut șocată. Și până a început jurnalul, am întrebat pe absolut toată lumea dacă ei mâncau atunci când erau mici cartof prăjit cu ochiuri deasupra. Și bineînțeles că toată lumea mâncase. De fapt, mare, astăzi cred că Vadim este foarte, foarte trist și că o să o întrebe pe mama lui de ce el nu a mâncat cartof prăjit cu ochiuri. Cum ar fi dacă ai pune întrebarea asta în timpul jurnalului. <laughs> da. Și acum, doamnelor și domnilor, <laughs> pentru Vadim facem un sondaj. Cine nu a mâncat cartofi prăjiți cu... Tu ai mâncat, nu? Cartofi prăjiți cu ochiuri. Nenumărate rânduri. deci adică, nu, eu clar e ceva să știu, cam cu Să început să gătesc cu ochiuri și cu cartofi prăjiți. Da, e, nu, nu, e clar, e clar, e clar e ceva neregulă cu el. Îmi pare rău, Vadim. Uite, vezi, a spus până și adică dar a mâncat cartofi prăjiți cu ochiuri. Deci e clar că nu ești ok. Ești uh, pofticioasă? Rău. De fapt, acum când m-ai întrebat, am înghițit. Am văzut. Deja imaginam niște cartofi prăjiți cu ochiuri. Deși ea din a mâncat un sandviș oferit de colegul nostru, Andrei Nicolae, făcut de mama lui, foarte bun. dacă, vrei, după ce terminăm cu interviul ăsta, te invit la mine în și să fac cartofi prăjiți cu ochiuri. Oh, îți mulțumesc foarte mult, îi face nuntură. Se poate. Așa, adică dacă e porceală, să fie porceală până la capăt. Dar nu, să știi că untura de porc e mult mai bună decât orice ulei când vine vorba de prăjit. Mai ales nu că știu asta, Bara... dar știu că e cea mai gustoasă. Asta pot să spun. Nu mă Eu despre asta altceva. vorbesc. Da. Nu stau acum să fac analiză chimică da. pe nimic. Dar să știi că azi am mâncat primul sandwich combinat. Adică uite, mama lui mama lui Andrei îi face Cine un sandwich. Andrei? Andrei colegul nostru de aici, de la radio, ah, de la Virgin. De la Virgin. Virgin. Și... Era sandwich jumătate avea salam Sibiu și jumătate era o altfel, un fel de muș În același... Asta în caz că are poftă de aia sau de aia. Da, depinde de la care capăt începi. Mi se pare foarte creativă mama lui Andrei. Vă mulțumesc, doamna, a fost foarte bun. Bine, am aruncat doar o felie de pâine că mi-a zis Andrei că nu e ok să mănânc în două felie de pâine, nu știu, poate că are un cântar pe aici sau nu știu, mă rog, am mâncat doar o felie de pâine. Oare mama lui știe că îi pune două felii de pâine din care era una? <laughs> da <laughs> că poate nu e bine el nu să aruncă una, doar eu arunc. Mamelor una. din lumea întreagă de acum nu înainte mai face seminșurile cu o singură felie <laughs> da. de pâine. Cum e asta? S-a adus până și noțiunea de seminș, numai aici a fost. <laughs> da. <laughs> Înțelegi? Se schimbă da. lumea, hipsterii ăștia. <laughs> da, știu. Imediat o să în ce fără pâine deloc. Între două felii de tofu. Da. Ce da. zici de asta? Zic că sunt îngrozitor. <laughs> Între două felii de tofu, niște semințe combinate. Da, și trei de Merișoare Algevers. sau nu știu cum se mai cheamă da. da. Uite, vezi, acum mi să face mie poftă um, De algeverzi Mergi vreodată la piață? Nu știu, sâmbătă sau duminica? Mai merg la piață Ai vreuna preferată? Da, piața Obor da. Pentru că eu am crescut acolo și mi-a rămas așa E, cred că, și o legătură sentimentală Da, îmi place piața Obor Și Singurul lucru Întotdeauna când ai foarte multe Opțiuni Alegerea devine din ce în ce mai grea și asta e panica mea în momentul în care ajung în piață, pentru că văd foarte, foarte multe lafturi pline cu mere, să zic, da, piața asta și, e una și eu nu mai care știu, multe nu mai știu la, pe care dintre toate merele alea ar trebui și să la la le Și la haine compor. faci la fel? Și la haine fac la fel, da bine, da. eu n-am vrut să aduc discuția în direcția asta dar mi s-a părut că e ridicată la file da, ți s într-o da. ai simțit o traumă știi? așa sau nu? da, da nu, nu și la haine fac la fel, da. Apropo de piața Obor, ea se tot modernizează acum și până la, cred că la începutul acestui an sau, nu, până la finalul anului trec, la finalul verii trecute uh, era tot felul de trabine astea și de maghernițe pe care aproape că le lua vântul uh -huh. și uh, proprietarii, pieței sau administratorii cine ar fi, au început să le demoleze și într-o zi, când m-am dus eu la piață după cumpărături, m-am întâlnit cu unul dintre hamalii de acolo, un băiat, nu știu cum, pe la 20-20 un pic de ani, trăia după el un căruț și era foarte amărât și mi-a zis, vezi, domnul Adi, uite așa se mai șterge o bucată de istorie. No. <gă> știi, eu chiar suferea că dispar maghernițele de acolo și că se face curat da. și frumos. Mm. Să știi că și eu când intru un obor, în magazinul obor, am așa o nostalgie, dar a rămas destul de haos totuși ca să-mi reamintească de ce era. Adică, nu știu, găsești elastic lângă pantofi, lângă bibelouri, lângă stofe, lângă... e o nebunie. Tu ești o persoană care circulă destul de mult prin lume. Poți să faci, în mod clar, o comparație mm. între o piață din Franța și una și piața Obor, de exemplu. Da, aș putea să fac asta dacă aș fi fost vreodată la piață în Franța. N-ai fost niciodată la piață în Franța? Nu. Singura piață la care am fost în Franța este Marșeu Opus, care este un târg de vechituri și care îmi place la nebunie să merg prin târgurile de vechituri pentru că găsește o mulțime de lucruri extraordinare. Mi-am luat odată chiar un set de masă de farfurii, știi, cu 24, cred că de farfurii, cu tot, cu adânci, plate, supieră, tot, 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 și am fost așa de fericită că erau, nu știu, un, un milion de bucăți de veselă și m-a costat 100 de euro și am fost așa de fericită Faci că am făcut un super business. Înțelegi? Le mai ai? Dar, da, normal că le, le am. Și le folosești? Da. Da. Ce, ce da. ce, pui tu în farfurii? Ce pui tu în farfurii acasă? Mm, niște scrisori. Vă <laughs> <laughs> niște scrisori și <laughs> un A, mesaj. Că avem azi vă, aștept, la, la restaurant. Răvașe. <laughs> da. Aveți uh, niște și vă aștept la restaurantul de vizavi. Gătești acasă? Gătesc foarte rar. Gătesc foarte rar, dar ca să Bine, mai în afară fac... de când e ziua Da, mea. în afară de atunci când <laughs> sunt chinuită și da, sau am o motivație specială. În rest, gătesc rar. Îmi pare rău că gătesc rar, mi-ar plăcea să gătesc mai mult, dar nu știu, n-am fost niciodată pasionată de asta. Deși mama mea, de exemplu, gătea și gătește extraordinar, bunica mea gătea extraordinar, dar poate tocmai din cauza asta, când totdeauna a avut cine să-mi facă mâncare bună, nu m-am apucat să fac și eu. Mama îmi tot spunea, o să vezi tu că după 30 de ani o să te apuci, acum am zice, lasă că după 40, nu știu, vă că tot avansăm cu limita. Adică încă mai speră. Da, da, încă mai speră. Când fac ceva, cred că nimeresc destul de bine, dar nu este o pasiune. Adică dacă mă uit la ceas și văd că stau o oră în șir ca să fac o, un fel de mâncare și pe urmă să așează oamenii la masă și termină în 5 minute, îndepunesc. E deprimant. Da, pentru mine e deprimant. Adică în loc să mă bucur că a, înseamnă că a fost foarte bun și oamenii au mâncat repede pentru că le-a plăcut, eu mă panichez și nu-mi place deloc și mi se pare cum. Eu am muncit o jumătate de zi să se termine în 5 minute pe păi eu puteam să fac nu știu câte lucruri în timpul ăsta. Și atunci n-am fost așa de atrasă de a găti, dar nu știu, o veni o vreme și pentru asta. Nu? <laughs> dar să nu, că, știu, nu. Dar să știi că le mai fac din când în când copiilor. Alexia e moarte după tarta asta de praz și o apucă din când în când și îmi zice iPhone-ul tartea de praz. Uh, le mai fac griș cu lapte, orez cu lapte. Da, din astea. Cam așa. Aris gătește mai bine, să știi, decât mine și Alexia gătește mai bine. Dar ce-ți place să Să mănânci? Ești fițoasă? Îmi place să mănânc orice și numai când spui despre mâncare deja iar salivești ceea ce nu e în regulă. Nu, mănânc absolut orice. Sunt, nu, și Alexia e ca mine, nu știu, am mâncat și de pe jos, n-ar fi o problemă. <laughs> Aris e mai sofisticat, așa cred că seamănă cu taică, să e atent, adică se uită dacă există un vierme în, în prună, știi? Eu n-am nicio treabă să mă uit dacă e vreun vierme, nu știu, în cireașă sau în prună sau în ceva. Mănânc orice. Se spun drept nicio. Da, nu, nu. Deci mănânc orice. Mănânc orice. Dar nefiind, nu știu, atât... De atrasă, de gătit, nu e complicat să trăiești să în casă cu un francez și cu doi copii de francezi? Um, nu e complicat pentru că i -am, cred că am fost suficient de cinstită cu francezul acesta. Să-i spun de la bun început că nu știu, nu fac, nu-mi place și bănuiesc că nu știu, o fi găsit alte calități la mine ca să poată să întreagă cu vederea asta, nu știu ce să spun. Sigur că el este obișnuit ca în Franța și ca și chiar și la București, în toată această comunitate de francezi, se fac non-stop niște cine, ne invităm unii pe alții și așa mai departe și lui îi face foarte mare plăcere să invităm oameni acasă. Dar atunci când îi invităm, fac, adică gătesc, nu mă sustrag, știi să zic, că nu, nu, nu vreau să invit pe oamenii ăștia că trebuie să gătesc și a, e oribil fac asta, dar nu este o pasiune. Adică... Hai ma. să vorbim despre acel concurs care ți-a adus un care mi adus meritoriu faima. loc 2. Care mi-a adus faima. De, de, care tu ești nemulțumită pentru că ți ești place ori prima ori la coadă. Da, dar, dar, să știi că nu, nu, nu gândesc bine, dar asta e, ce <laughs> să fac. Um... M-am evidențiat la acest concurs, dar am participat în trecut, am făcut un concurs între mai mulți prieteni de familie și fiecare gătea câte un fel de mâncare dintr-o anumită țară sau zona unei țări, ceilalți lasă dea o note. Da? Am fost cinci perechi de prieteni, un fel de masterchef la mine acasă și uh, mie mi-a căzut uh, Armenia, pentru că, mă rog, trebuia să aibă o oarecare legătură și cu fiecare dintre familii și soțul meu este jumătate armean și atunci am zis să alegem Armenia. Uh, drept urmare, trebuia să pregătesc niște mâncare barmenască, adică după ce că nu știu să fac nimic, acum era și <laughs> cu o temă impusă. <laughs> Și atunci l-am rugat pe Adi deana aici de față nu să mă învețe să și pe mine cumva. Asta păi nu da, trebuie mm. să restabilim adevărul, nu? Așa. Și l-am rugat să mă învețe și m-am învățat să fac niște feluri de mâncare, ă, astfel încât să știi că i-am surprins, chiar i-am surprins pe toți prietenii noștri, pentru că ei știu că nu și a, și am obținut locul 2. Și am, da. fost, uh, am fost foarte fericită că am obținut locul 2 Dar până în ultimul moment Am sperat la locul 1 Deși, deși știu că am plecat De la locul minus 135 Da, da, cred că asta înseamnă Să fiu un adevărat luptător Da, asta înseamnă Să participi și dacă N-ai nicio și, treabă cu dacă, calitățile necesare Concursului să să particip și dacă riști să câștigi. Da. Bine, concursul va reîncepe anul acesta, ceea ce mi-a adus din nou nopți de nesomn. Uh, am tot încercat să amân. le am spus că mi-a plăcut foarte mult anul trecut, dar că nu mi-aș dori extraordinar să particip și anul acesta. Am înțeles, a fost o experiență frumoasă. Dar uh, văd că insistă și nu știu ce să fac O să te anunț păi, dacă Mie mi-a căzut acum Poți avem... să să-ți fac un program de antrenament avem, da, avem America anul ăsta Așa că mă gândesc că e și mai simplu Că poți să fac un hamburger și cartofi prăjiți no, hai că Și ai, hot dog ai mai și, mai multă, și pa. Ai mai multă fantezie de atât da, Am, dar nu la hamburger <laughs> uh, Nu știu ce se mai mănâncă în America Fantezist așa, serios a, păi, a, Uite, astăzi America Are una dintre cele mai Popcorn. floritoare Gastronomii ale lumii Da au început să și așa în serios de vreo 30 de ani chestia asta, și au trecut de la Statutul de națiune fast-food la statutul de națiune care dă tonul, în, în multe locuri, Uite, uh, cel mai bun restaurant al lumii, în conformitate cu unul dintre multele topuri serioase, că sunt și uh -huh. topuri serioase, e din Statele Unite. Anul ăsta. că la anul o să fie diferit, probabil. Da, dar poate sunt niște șefi francezi. Uh, unii dintre ei, da. Adică sunt chiar mulți bucătari francezi care au făcut istorie în Statele Unite și care au contribuit foarte mult la. Nu știu, în, în orice caz pot să spun că toate doamnele astea care sunt prietenele mele franțuzoice uh, chiar știu să facă de mâncare. Pentru că le place și pentru că stau acasă sau nu știu și se preocupă de asta. Adică toată ziua se duc unele la altele, învață alte rețete, fac cursuri între ele, știi, dacă una știe să facă nu știu foarte bine ceva și alta altceva, fac niște cursuri și se duc și învață. M-am dus și eu, am încercat. Am fost la un curs să învăț să fac uh, gale de roa, știi? Aia care se mănâncă pe ianuarie da. și unde cauți un răvaș, și nu știu ce. Doamne, atât de bun, extraordinar. Dar uh, era foarte complicat. Chiar era complicat. Până am scris toată rețeta aia și am filmat și am pozat, am și uitat. Adică... <laughs> da, trebuie să practici. Ca da, să trebuie să și practici. E și... ca mersul pe bicicletă. Da cred că până la urmă anul viitor o să mă duc tot la prietena asta a mea să mănânc gale de roa. da? Nu, nu. Sunt, eu chiar cred că sunt foarte multe femei care ora le place foarte mult și de asta le iese. Dar crezi că s-a schimbat ceva, știu, odată cu generațiile în, în felul în care abordează femeile gătitul pentru familie? Da. Cred că da. Adică acum, cred că și femeile încearcă să facă tot felul de rețete noi, de, nu știu, ce mai mănâncă prin restaurant, pe urmă vor să facă acasă, înainte făceam ce învățasem de la mama, de la bunica și cu aia rămâneai, nu era așa de deschis către noi, nu știu, sau noi bucătării, nu știu, acum cred că fac și mâncare chinezească, și mâncare mexicană, și mâncare indiană, habar n-am față Dar de... din ce ai văzut tu, nu știu, mm. în cercurile în care da. te învârți culinar vorbind se gătește acasă mai puțin decât când erai tu copil sau... Dacă vorbim despre prietenele mele românce, cred că se gătește mai puțin. Pentru că lucrează foarte mult și în momentul în care vi la nouă seara, cred că e destul de complicat să te apuci să mai faci și de mâncare. Uh, da, dacă este. vorbim despre Nici nu e sănătos să mănânci atât de <laughs> Da. Dacă vorbim despre prietenele mele din comunitatea franceză Repet, pentru că ele sunt soțiile unor expați Sau, mă rog, doar soții lor lucrează Și ele stau acasă și au grijă de casă și de copii Sigur că sunt mult mai preocupate de uh, Bucătărie Așa că Nu știu, n-aș putea să dau un verdict Păi mai bine să nu dă verdicte mm. Dacă ar fi să inventezi Un fel de mâncare dacă ar fi să inventezi un fel de mâncare, cum ar fi? Da, cum ar fi și ar fi... cu ce ar fi. Un fel de mâncare uh, de care să nu te saturi chiar după două zile, adică să vrei să-l mănânci de multe ori. A, de, aș putea să mănânc până aș muri cartofi prăjiți, de exemplu, cu ochiuri și cu astea deasupra, deja. și cu salată de roșii și chiar și salată de vinete aș putea să mănânc până aș muri. De altfel, odată am și mâncat până aproape să mor. Mi-a fost foarte rău și dimineața când m-am trezit, Singurul lucru despre care vreau să știu este dacă am mai rămas salată de vinete în frigider, ca să o iau de la capăt. Uh, dar dacă ar fi să inventez eu un fel de mâncare, nu știu cum ar fi. Nu știu cum ar fi. Dar cred că ar fi tot ceva foarte greu, așa, care ți-ar omorâ bila. Da? Ceva da. cu porc? Ceva cu porc, ceva cu cartofi, ceva cu... Nu știu... Îmi place mâncarea asta așa... Nu prea ești pe calamari, pe fructe de da, mare. nu, deloc, deloc, nu, chiar nu înțeleg, îmi pare rău, chiar nu mă pricep, dar mi se pare că dacă mănânci un cauciuc sau mănânci niște calamari din ăștia, cam tot pe acolo suntem. <fie> Scuzați-mă, nu am prins acest gust rafinat al fructelor de mare. Rămân pe fructele din pom și mănânc... Uh, pui, por, curcan și alte animale din acestea. Deci nu știu ce aș mânca, dar asta vreau să spun că am înțeles că există această mâncare, nu știu, super sofisticată și care vine pe o farfurie mare și ea este în mijloc și are un gust extraordinar. Dar cred că nu fac parte chiar din generația care să înțeleagă perfect conceptul. Adică nu te duci adică... să mănânci doar de dragul experienței. Da, nu mă Adică mă duc să mănânc de, de dragul de experienței, de unui, dar... De unui gust nou sau Ba da, mă duc, dar nu pot să înțeleg totuși că am mâncat o linguriță dintr-un fel și mi s-a părut wow. Sunt, sunt, încă Te enervează de modă până veche. Nu și a doua linguriță. Da, da, cred că da. Acum, depinde. O singură chestie de care mi-aduc aminte că a fost ceva absolut special și extrem de rafinat și mi-a plăcut, să știu, au fost niște cochisa în jac pe care le-am mâncat uh, într-un castel din Franța la o degustare la Dom Perignon sau ceva, unde înțeleg că omul ăla era un șef cu, nu știu, niște stele și așa că știi că nu mă pricep la asta, uh, înțeleg că era un șef foarte mare și făcuse aceste cochise Saint-Jacques uh, despre care nici nu știam de fapt ce mănânc, dar aveau un gust absolut extraordinar și erau de un, de un rafinament, nu știu, care mi-a ajuns undeva într-un într -un loc de am ținut minte și da, acolo am zis, da, uite, asta pot să pricep că e ceva extrem de rafinat, dar care să-mi satisfacă cumva și gustul meu uh, uh, neevoluat, știi, de om venit din comunism, de mâncat cartofi prăjiți. Dar nu au fost multe ocaziile de acest tip. Dacă îți vin prieteni din străinătate în vizită, unde îi duci să mănânce? Îi duc să mănânce la Casa Doina. Pentru că mi se pare că există mâncare românească bună și să înțeleagă așa despre noi. Adică asta e micul, asta e chifteaua, asta e ciorba de perișoare și ăștia suntem noi. Sau dacă mergem în afara Bucureștiului, la coliba haiducilor îmi place în continuare, cu toată nebunia aia de acolo, dar mi se pare că e reprezentativă pentru cine suntem. Um, nu mai știu pe unde îi mai duc. Dacă stau mai multe zile, îi duc la un restaurant românesc de tipul celor despre care ți-am spus uh, și îi duc și la un restaurant mai sofisticat. Adică, nu știu, îmi place la Mahala, să zic, sau la Cantină Nicolai, sau, nu știu, acum să-ți mai spun, la Grano, la și să mănânce sushi. Sau... Adică am multe restaurante care îmi plac, dar dacă vreau neapărat să merg la unul singur și acel restaurant să le explice despre bucătăria românească, da, cred că la casa 2 doi n-ai duc. Prin țară mănânci pe undeva? Adică... Uh, dacă ai, mai la restaurante a, da, nu, prin da, țară. Da, Dacă ai uh, uh, o regiune preferată când vine vorba de mâncare. Că noi suntem destul de împărțiți așa și de colorați în România la capitolul mâncare. Știi ce ce găsești în Bucovina, nu prea găsești în Dobrogea și invers. Da. Sau găsești uh, anumite versiuni, oricum modificate. Doar că eu călătoresc destul de puțin pentru că nu prea am când iar atunci când călătoresc, călătoresc uh, aproape tot timpul prin Ardeal. Deci uh, mănânc în Cluj, mănânc în Sibiu, mănânc în Brașov și cam asta e. Ești o semier de Da, sunt o semier de leancă, da, tata este din... din... Dintre Făgăraș și Sibiu. Tata gătește? La... Tata gătește, face ciorbă, tata, știi? Și își pune și legume din alea pentru iarnă, nu știu. Le face, no. aia, le pune în ceva și are niște legume pentru iarnă din care își face ciorbă. Își face o ciorbă foarte bună. Da. Fii, și stai. când îi spun să facă și cu perișoare, îi pune și perișoare, dacă nu, nu. Da, nu, tata gătește. Gătește bine. Bine, nu știu dacă găt, nu gătește mai bine decât mama, dar gătește bine. Te-ai gândit să-ți faci un caiet cu rețete pe care să-l lași mășterii refigei tale? Nu. <laughs> nu. nu. Nu? Nu e ceva grav. obligatoriu. Nu, nu e grav A, deloc. Aș putea să-i las niște rețete, dar nu de mâncare. Dar, mă rog, eu mă învâr prin internetul ăsta cu mâncare. <laughs> da. Uh, apar periodic valuri și valuri de caiete cu rețete pe care le care se duc ale așa din generație. Sau, în generație. Nu ale vedetelor, dar ale a, o, lasă, Da, 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 da e, e, cred că e o semidemență care vine în valuri, cumva. Adică anul ăsta Am au înțeles. fost 400 de caiete cu rețete. Ei bine, aceasta este singura a -a demență care de... nu o să mă apuce pe mine. <laughs> <laughs> Ți-am zis, aș putea să-i las un caiet cu multe rețete de viață, dar nu cu rețete de mâncare, nu, nu. Aici... Alexia, sincer ești pe cont propriu. Da, pe cont propriu, iar tu, din partea mea, nu ai niciun fel de concurență. Adică, poți stai foarte liniștit. Nu, nu, nu. nu, Îmi place să mănânc, dar nu. Chiar să las un caiet cu rețete ar fi culmea. E ceva ce nu ai mânca sub nicio formă? E ceva ce nu aș mânca sub nicio formă. Oare ce? Nu știu. Nu m-am gândit. Nu, chiar nu m-am gândit. Dacă ai întâlnit cu ceva suficient de bizar încât să zici uf, hai să o fac și pasta. asta. mă fi întâlnit, dar aceste episoade din viața mea, chiar dacă sunt <laughs> legate de mâncare sau nu neapărat, eu le uit. Am mm. un sistem de apărare foarte bun și dacă mă-i fi întâlnit, am și uitat. Deci nu știu să-ți răspund la această întrebare. Ai vreun vin preferat? Vin? Da. Oh, nu. Ce? Vin, vin acasă. Da nu, da, nu, nu beau alcool aproape deloc, adică n-am reușit niciodată să beau un pahar de la cap la coadă, da. de nimic. Da, e complicat să dezvolți preferințe dacă nu bei. Da, și atunci nu știu ce să zic, mi se pare că toate vinurile au același gust, ceea ce e groaznic, adică știu că e oribil să spun asta. Nu, nu e groaznic. Da, asta nu, cred a, că toată berea are, e... același gust, toți în, are același gust. Încearcă unii să ne gust, formateze în felul ăsta. Da. Că e groaznic dacă nu știa sau dacă nu face asta. Și dar... singurul lucru care îmi plac, poate pentru faptul că nu beau și atunci astea fiind dulci îmi plac, îmi place vișinată, afinată și alte din astea când eram mai puștoi că beam o chestie, Baileys, a. Adică tot ce e din ăsta care de fapt e un desert, nu știu, sau în loc să mănânc o bomboană, mănânc o bomboană topită, cred. Păi Pentru e că pe -acolo. da, deci nu se cheamă ca aș fi în stare să spun ceva despre. Și când eram gravidă cu Alexia, mi amintesc -am că nu știu de ce, aveam poftă să beau bere, eu care nu băusem niciodată bere, dar probabil că te apucă niște treburi din astea ciudate și mă duceam și din când în când beam bere fără alcool și după o și trecut. Nu, și... nu stim deloc să bei bere fără alcool. Nu? Da. Nu. Mă rog, dacă eu tot, cu tot cred că e... are același gust. E să bei bere fără alcool, e ca și cum ai urca la volan, după ce ai băut. <laughs> adică e la fel de periculos. Da. Deci nu pot să dau uh, prea multe detalii despre vin. Dar înțeleg că e bun, nu? Da, mie îmi plac mai multe. <laughs> da. nu, nu știu. Andrei, că am petrecut un prânz foarte agreabil în compania ta, și îți mulțumesc mult pentru asta. Și eu îți mulțumesc foarte mult, și um, aștept să mă mai înveți câte ceva. Păi, ți am spus, scriem. Scriem pe adresa scri, scri, adi.hdean, <laughs> a E fără punct. <laughs> fără punct, fără punct adi.hdean, Așa, scriem și. Uh, și eu îți mulțumesc. Organizăm îți mulțumesc. un program foarte bine pus, la punct de cantonament, antrenamente, cum vrei tu. Am înțeles. După aceea să mă duc în cantonamentul cu flotări ca să dau jos. Știu, știu. Da. da acolo da. ești pe compromis. Da, știu. Îți mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc și pentru toate rețetele pe care ni le livrezi pe alistmagazine.ro în fiecare duminică. Să știi că fetele se uită și chiar gătesc ce le spui tu. Asta mi se pare oarecum grav, dar <laughs> corectabil. <laughs> mulțumesc frumos. Duminică plăcută. Medium Rare continuă, dumneavoastră puteți urmări acest interviu în varianta sa integrală și filmată pe europa.fm.ro Medium Rare cu Adi Hădean la Europa FM